Ultima întrevedere pe anul acesta, cam pretențios spus anul acesta, că au mai rămas câteva firimituri. Da. Așa că, fraților și suratelor, zilele și nopțile ne sunt numărate. Haideți să punem punct. Era la fraților din tot raionul Grandu și Pantilimonu, da? Cântec de Pârnaie era asta. Oh, ce frumos, da? De la 2 mai. Da. Frumos. Da, se cam gata anul acest. Mâine, poimâine, anul se înnoiește. Aveți grijă cum încheiați anul, că probabil există premise generoase să și pornească după, știu eu, după impulsurile care vin din anul ce sfârșește. Îmi plăcea observația pe care am regăsit-o, cred că în filele unei cărți, care spunea să ne uităm cu mai multă drăgălășenie, cu mai multă atenție, cu mai multă recunoștință la anul care se încheie. Da. La anul care se încheie, pentru că fiecare an e mai bun decât ăla care vine, da? Cel puțin în cultura evreiască, anul este de-a binele și de-a dreptul socotit o ființă. Deci anul este o ființă vie. Da. Și atunci, cu recunoștință generoasă, să mulțumim anului vechi și pe urmă să procedem a lua în primire noul an. Noi ne grăbim are logică, da, filosofia, da, 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 evreiască. Pentru că a spus anul ăsta care se sfârșește că el adună până la urmă, mă rog, cam tot ce a fost mai bun și
tot ce a fost mai rău în noi. A fost și bun, că până acum foarte vreme ori nu fi fost de ajuns anul ca să prind ceva. De vreme ce te văd așa frumos, panotat cu un surus opulent, îmi dau seama că a fost... Iar tu vorbești, o să îți aduc la fileu și amănântul care are să te împrângă. A fost un an bun și chiar foarte bun. Putea fi și mai nenorocit. Da. Mie îmi place la nebunie. Las că îți dau imediat cuvântul, de-o să nu mă uit eu. Da, știi? Nu te uită, da. Cum zice poetul, lustruindu-se pe el. Da. Pe celălalt. Am vorba unui sfânt părinte care spune cam așa: pentru mine, o zi fără scârbe este o zi pierdută. Știi ce faină? Minunat de adânc. Întâi am primit-o cu răceală, așa. Nu, dar pe urmă m-am... Splendid. O ador. Splendid, da. O zi fără scârbe este o zi pierdută. Și atunci, probabil că celelalte surate, celelalte zile care vin, luându-le în primire prin această grilă, știu, o să-ți pară mai bucuroase, o să faci mai puțină nazuri. La câte scârbe avem noi de sesizat în jurul nostru, în țara asta prost făcută până la urmă, da? Cum zicea poetul, da? Da. Da, ori vom trăi veșnic, ori fiecare zi din ce mai frumoasă decât toate precedente. Să nu mă lași să plec de aici până nu-ți spun mai departe povestea cuvântului scârbă. Ca filologi, hai să zicem acum, că n-am... Nu, stai să ne salutăm și cu tine. Da, uitați-l pe acest om, dacă îi putem spune astfel. E greu, dar generos când te știu, n-ai decât să mă faci chiar și om. Cu alte cuvinte, neperechele, Doru Popovici. Bună ziua, seara, depinde când vă uitați la emisiune, noi înregistrăm de dimineață. Da, diseară e este, prima... Și mâine este de asemenea, în tot zilei. Deci încă anul ăsta este emisiunea asta, da? De mâine... Nu se putea să nu aducem un... Da, eu sunt foarte fericit că închei anul aici. E ultima mea apariție în media, că la radio am încheiat de alaltă ieri activitățile. La ziar am scris pentru azi ultimul articol la Monitorul. Jupânul nu apare. Deci asta e ultima mea prezență. Sunt foarte fericit că sunt la televiziunea unde am lucrat și eu vreo 3 ani jumate și mai bine. Te așteptăm de la anul. Vin și de la anul. În primire, da. Tot din prima zi, da? Din primele. Da, de ce nu? Da. Mâine anul se înnoiește, ăsta e versul clasic de Plugușor, nu? Da. Mâine anul se înnoiește. Mă fie, eu și mâine. De s-ar înnoi, pentru că există... nu e un canal, nu știu ce, o instituție numită Netflix, care are al doilea an la rând producția numită Moarte anului respectiv, Death to. A fost anul trecut Death to 2020, moarte sau, mă rog, e traduc mai elegant, ducă-se 2020, și alaltă ieri au lansat versiunea pentru anul ăsta, Death to 2021. Care e o producție absolut splendidă, de un umor demențial, cu Hugh Grant în rolul principal. În varianta asta a doua de 2021 apare și Lucy Liu, care mie îmi place mult. Era tare frumoasă în tinerețe, acum se cam prăbușește și ea, sărăcuța. Și unde e un gen de comedie cum numai englezii pot să facă, deci cu știri reale luate de pe din locul unde s-a dat știrea respectivă, BBC, CNN, ăsta de știrea foarte important, și comentariul personajelor din film, care sunt o prostituată, un sociolog dement, și fiecare interpretează chestia prin prisma nătângenii proprii, știi? E fabulos, este absolut, vi-l recomand cu căldură, vi le recomand. Deci Death to, moartelul 2020, moartelul 2021, Death to 2020 și Death to 2021. Cu același umor.
umor aș da eu la întors, împărtășind mai deci, puțin. Hai să dau un exemplu, stai, ca da. Să ne înțelegem. Deci anul trecut știrea era cu Boris Johnson anunțând am fost depistat pozitiv cu COVID. Boris Johnson, cel cu frizura, da, frizura, cu frizura de păpădie. Așa. Exact, da. Premierul Marii Britanii, care a anunțat că e bolnav de COVID. E și tătică, proaspăt. Da, proaspăt, da, e de tate, da. Și deci două săptămâni voi sta în spital și asta era știrea dată de BBC, dar și comentariul ăsta era, vă zice, unde mai găsim la fel de prost dacă moare ăsta? Și ăla zice, da, de ce ar fi nevoie? Deci poți să pui orice în locul lui, adică. Păi și dacă se care jos să găsești ceva la fel de prost, zice, poți să pui un cartof în locul lui, poți să pui o pereche de ciorapi. Deci este umor britanic fabulos. Da, este, da? Este, da. Umor acolo. Da. Și nu le zice nimeni că este irreverențios, că decență, că obrazul, cum îți permiți, bă, să faci un film de Dita mai premierul să... Aștept și eu un film despre premierii României să vedem ce a ieșit. Da, pe mine mă deprimă umorul ăsta mioritic, căsnit. E foarte greu să găsesc pe televizor ceva care să mă fac, să mă bine dispună, barem. De câteva zile mă apasă un promo cu tremurător cu Revelionul de la Televiziunea România, de la RTV. Închide, deci fugi. Este o înspăimântoșenie. L-am găsit pe YouTube, l-am pus pe Facebook-ul meu, deși cine n-a văzut și cine nu se uită, intrați pe Facebook-ul meu și vedeți acest 2 minute și ce, domnule, este cu tremurător. Da. Toți politicienii, da, șefi de partide, cu avocați, cu cântărețe, cu bagaboante, cu Daniela Gherfi, cu toate până rândile lumii s-au adunat în acest promo și o hăhăială de asta cretină. Așa va fi acest Revelion pe care îl promoționează. E groaznic încât spuneam, adesea ar trebui să-i pârâm la protecția consumatorului. Pe bune, dar nu, da, și la multe alte chestii. Da, să cer de asta asigurare, la ADAS, ceva la ăștia. Spuneam că sunt trist așa că nu pot râde. Eu care de meserie sunt un om de râs. Dar nu-ți vine să râzi. Pe bune nu-ți vine să râzi la astea. Mi-e dor să râd. Da. Și de asta mă uit, o să râzi, dacă vrei, mă uit cu atâta voluptate, nu plăcere, voluptate, la, iarăși, Stan și Bran, la Charlie Chaplin, la Benny, ăla englezul simpatic. Da, Benny Hill. Da, superb. Benny Hill i-a avut de modele pe Stan și Bran, a declarat. Și Charlie Chaplin și Benny Hill sunt englezi. Da. Din toată producția Stan și Brand, e o chestie care... Tot timpul, săptămâna trecută, am revat discuția cu ceva. Dom'le, au un dialog, deci după perioada mută, da? Când s-a trecut la filmul vorbit, ei stau pe un colț de stradă și fac planuri, zice, bă, când vine aia, zice, îi batem de... Le sună apa, zice, îi batem, da. Zice, da, ăsta, bine, da, Laurel, da. Și apar, de-aia să începe să plângă și știi cum face fața lui, bă, da. Și zice, ce ai, mă? Păi ce nu vezi? Zice, ei sunt doi și noi suntem singuri. Este genial. Da. Dacă, iată, a produs și noi, acum, după 100 de ani. Da, și după ce am văzut 100.000 de ori chestia asta. Îmbrățișez mai puțin versiunea asta, că ai spus tu titlul film ăsta de pe... Netflix, Martelul 2020. E parcă așa, îl trimite la plimbare, la repausare. Nu, să uităm că a fost. Da, tot e și pe fond de COVID, deci... Da. Eu ți-aduceam în discuție vorba cealaltă pe care l-am luat-o în brațe. Uită-te la anul care trece ca la o ființă vie. Da. Eu în el am trăit 360 și câte zile vor fi fost, da? Și de bunele și de relele. Acum mi se pare, culoarea asta de contrast este diabolică, dar nu durează, pentru că vine o cromatică. Vine alte valuri, alte valuri. Cinci, ca și trecut, șase, șapte. Păi nu spunea că vine ziua lui îndată, Eminescu, nu? Ce val... Cavalul trece, da. Numai ca să nu mai trec, asta tot vin. Da. O zi fără scârbe este... O zi fără scârbe... Fabulos. Un an fără scârbe este un an pierdut. Da.
mă las să-ți spun cuvântelul acela. Scârba. Acela de mâine. Scârba asta este un cuvânt care predomină lexicul, știu, Moldovei, mai abitir. E știut mai puțin. Da. Când a murit domnul Stalin, da. Și te-ai născut, ce frumos îi zici. Te-ai născut tu în 1953, da. Și unul ca mine, da? Da. Unii din ăștia se nasc la 100 de ani. Da, și a, 100 s-a prit atunci. Cineva trebuia să plombeze dispariția, da, monstrului, da? Da. Când a murit Stalin în 53, în toată România s-au făcut festivități, da, funerale, da, 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 pompoase. Da, da. De la Suceava s-a alcătuit o comisie care trebuia să meargă și să depună condoleanțe la București, acolo unde apărea... Da? Oh, da? Dumnezeule, dar da, nu știi cine era tătu cu Stalin. Și echipa asta suceveană avea în frunce pe primul secretar al județului, da, primul secretar UTC. Da. Doctor în istorie. Și deci știe și cine era, da? Da, 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 da. Dar nu e niciun foarte secret, tăi, domnul Rus Șindilar, da. Și merge când vine rândul județului, iese omulețul în față cu discursul lui și, da, începe să peroreze. Și nu durează mult și zice din uvertură așa, moartea aceasta este pentru noi o mare scârbă. Sau acest, da, eveniment. Da. Panică în popor, nu? Panică în, da, popor și în, în poporul supraveghetor. Poporul oficial, a venit, da, cineva și l-a extras, da, din discursul, da, lui până să lămurească, domnule, dar e inocent omul acesta, nu, în sud poate mai puțin, dar în nord, da, cuvântul scârbă înseamnă supărare, da, foarte mare, da? Da, sigur. El a vrut să fie așa mai, da, plastic, mai, da, popular și a încasat-o, da, spunea. O zi fără scârbe este, da, o zi pierdută. Bitică. Când o să facem urările în datul lui Sfânt. Am și un speech de ăsta de întâmpinare, da, unui oficial. Da, zi. Nu, dar la sfârșit, puteți, acum. Da. Sunt poznaș așa de meserie. Firea mea ludică nu mă lasă să nu mă joc, da, întotdeauna. Și spuneam, mă, hai să o dăm odată și odată la întors. Și toate urările și urăturile astea pe care le facem la sfârșit. Da. Să le reșapăm, să le, da, reșapăm, da, da, că poate ne-o reși. Dar m-am gândit și eu. Că poate ne-o reși. Da. Toți, deci, da, de mii de ani ne urăm. Sănătate, că e mai bună decât toate și nu știu ce. Și numai de sănătate n-are parte omul, da? Da, da, da. Acum, la trecerile dintre ani, faceți-vă urări din astea strâmbe, că poate ori să iasă. Aveam în liceu altă pasiune, eu și mai vreo 2-3 colegi de-ai mei. Liceul tău făcut la? La Câmpina. Câmpina. La Câmpina. De acolo este acest om, dacă îi putem spune astfel, dacă, da, cu... de unde este de asemenea domnul Nipita Stănescu. Domnul Eugen Simion, da, prezidentul, da, da, Academiei. Academiei, da, cu care am avut eu meciul vieții, da, mele. Da, da, da. În noi, liceu. Noi amestecam sau reșapam proverbe și zicători de la... Da, da. Mi-aduc aminte de chestia de asta. Cine se scoală de dimineață cade singur în ea. Bă, e foarte tare, știi? Cine se scoală de dimineață înseamnă că n-a dormit acasă. Mă rog, și asta, adică, da, sunt diverse, da, le... Ce poți face astăzi? Nu lăsa pe mâine, lasă pe poimine. Mâine, că poate, da, mai e nevoie, da. Astăzi, te rog, da, mai departe. Da. Ziceam, știu și eu un speech de ăsta oficial, nu celebru, da, care era să lase cu nenorocire, în 1977, când eram disc jockey la Pitești. Și ușor cu tremurul, da, celebru din 4 martie. După imediat, după cutremur, lumea, da, își aduna morții în stradă, la Casata și pe unde mai erau, și eu plecam de la Câmpina la București să le cer șefilor mei de la IAPIT să-mi dea discotecă, ea să-i uitau ca la avion. Da. Păi, doamne, zic, stau deja de 3 luni de când terminasem armata, în decembrie 76,
Păi zic, ce fac? Parazit? N-am chef să asta? Bă, și până la urmă, deci lumea încă ieșea de sub moloz și eu eram zilnic la Iapit pe strada luterană. Bă, mi-au dat! Să scăpăm de asta! Da. La Pitești, unul din prietenii mei foarte buni era elev în clasa 11-a, Viorel Bachide se numea, neam de grecotei stabiliți acolo, taică-su director ajung la OJT, unde lucram noi, da? Deci hotelul Muntenie era al OJT-ului și eu eram angajat la Iapit, detașat la hotelul Muntenie. Și acest Viorel Bachide era deosebit, era la un liceu cu clasă de filologie, deosebit de talentat, engleză germană, olimpic, răs olimpic. Și a venit, bă, doamna ministra educației. Cine era tot Andronescu, Ecaterina? Nu, doamna Suzana Gâdea. Deci, cine nu știe, se numește Suzana Gâdea. Așa o chema, pe ministra educației. Nu, cred că era ministra culturii. Nu, la educație. Nu, la educație, da. La educație, da, de precis. Păi că, bă, și s-au gândit ăștia de la liceu să îi adreseze salutul pe specialitatea liceului într-o limbă străină. Și l-au desemnat pe Viorel, prietenul meu, care nu era normal că doar de-aia era prietenul meu, să facă el speech-ul și să-l citească el cu dicția lui și cu băiatul, era, da, în limba engleză, da. Și ăsta dementul, da, mi s-a apucat și l-a făcut tot în engleză, inclusiv numele, astfel încât doamna Suzana Gâdea zice Dear Mrs. Suzana Hangman. Bă, Hangman e ăla de te spânzură în Anglia, e Gâdea englezesc, bă, el i-a tradus numele de ăsta. Aia evident toanta, a bătut că n-a înțeles despre ce. Erau pe era jos. Era mândră că a, da, băgat-o și în engleză. Da, elevii erau pe jos, profesorii s-a speriat de moarte și Viorel a fost propus la exmatriculare. Stai seama ce. Da. Da, probabil. Dear că... Mrs. Suzana Hangman. Ah. De mare, da, 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 e groaznic, e groaznic, da. Da, putem vorbi o zi întreagă, că nu mai durează mult. Oh,
Tot anul, putem vorbi tot anul. Da, da, a fost foarte nostim un elev de-al nostru, care învăța latinie, nu știu în ce clasă, nu, a zicea, când au căzut versurile acelea celebre, cumva, din poeții antici, din Virgiliu, cred că, în care zice, Timeo Danao se dona ferentes, da. Mă tem de greci chiar și atunci când aduc daruri. Da. Da? Povestea calului. Da, 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 Troian. Da. Numai că amicul nostru a adus cu de la sine voie, cam așa. Feriți-vă de Doamne, ce ați zis? Timeo Danao se dona ferentes. Mă tem de greci și Doamne ferește. Da, nu era departe de... Nu, da. Da, sunt nostime de aceste. De anul ăsta, dacă m-ai întrebat ce m-a făcut, m-a amuz cu superioritate, a fost spus a unui băiețel la ora de religie, cred că în clasa a doua, nu știu, la câta, care a spus cam așa, Doamne, mai ai grijă și din matalic, că dacă ți se întâmplă ceva, va fi vai și amar din noi. Toată lumea ceri, nu? Toată lumea ceri. Da, să dăm rugile de cer, de cerere, cerere și ofertă, de cerșetorie spre cele de recunoștință. Nu pot să nu zic bancul care mi-a venit ieri pe Facebook într-o o chestie foarte ciudată. Deci mi l-a trimis Cezar Straton, prietenul nostru, colegul nostru. Bestial. Dar nu mi l-a trimis, deci mi-a trimis el postarea care era făcută de Liviu Antonesi de la Iași, Antonelu, da? Care până la urmă a câștigat procesul cu... Care a câștigat procesul, da, da. Dar care îl cita pe Straton, deci fii atent, le-a scris Cezar sau le-a preluat, dar oricum le-a publicat, le-a preluat Antonelu, Iași. De la Antonelu, da, le-a luat înapoi Straton, care mi-a trimis ieri mie, deci n-am înțeles nimic ce era acolo. Nici el nu mai recunoștea. Da, e, unul din ei este o superbie, cu un tip care avea un o papagaliță, care vorbea urât, o femeie, o doamnă, da? o doamnă avea o papagaliță și care văzând de la stăpână apucăturile avea în vocabular sunt prostituată, zicea toată ziua lumea. Vine preotul cu boboteaza, o aude, să zice, doamna, nu-i frumos, adică papagalița, zice, nu mi-o împrumutați două săptămâni, ce cam eu doi papagali la mine acasă, care toată ziua spun numai de cele sfinte, știu niște rugăciuni superbe, poate o dă pe brazdă și pe ea și asta. Da, sigur, ce asta e, da? O duce la el acasă, o bagă în cușcă cu papagalii lui și asta începe, sunt prostitată. La care unii papagalii celălalt, bă, vezi, bă, ce-a zis, bă, tontule, vezi că ne-a ajutat rugăciunea? Nebunule care ești! Este o minune, da. Da, nu, Cezar este bestial. Da. Este... Nu știu, o fi invenția lui, o fi banc propriu? Nu știu, îl admir cu nesfârșire, așa, da, cât este de bun, cât este de profund. În toate direcțiile. Să spună chestiuni de genul ăsta, dar să aibă alături în bibliografie carte Otova despre Basarabia, despre Bucovina, deci el nu se consumă lucrurile. Fenomen, da, da. Bine, astea sunt jucăriile lui, este minunat. Și e bine să-i știm pe oamenii ăștia, să-i iubim, să-i scoatem la tablă, să-i punem să scrie, să ne uităm la ei, să ne scoatem pălărie. Și uite așa, tot de la el știu și asta care îmi place la nebunie. Zice, din pricina femeilor am pierdut paradisul. Noi, bărbații, chipurile. Dar cât de des îl descoperim în brațele lor. Da, minunat. Da, așa e. Așa că, fraților, aveți de lucru și anul ce se înnoiește. Da, să dea paradisul peste voi. Paradise. Da, hai să revenim. Da. Ce faci? Da, ne revenim la ceva? Nu cred că ne mai putem... Exclus, da. Și cuvântul revenion, nu? Tot asta înseamnă. Da, da, revenim, nu? Da, 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 da. Reveniți-vă! Da, reveioniți-vă, da? Da, să spunem ceva lucruri despre tine, ce se pot spune și auzi. Că ai trecut într-o seamă întreagă de evenimente puternice.
Nu mai departe de chiar luna asta este ziua ta, a fost un pic, da, da. Când da, ai rotunjit da, cu timiditate. Când te-am egalat, te-am egalat. Da, 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 act, mai da, regalat, da? Da. Da. Am și buletinul da, aici. Da, da, da. Spune tu pe ce an ești născut. Păi același. Deci 1953. 1953. Așa, eu prin noiembrie, tu în decembrie. 12, da, da, așa. Iar tu pe 18, 12, 19, 19 decembrie, 1953. Da. 53. 53. Un an bun, așa, nu? Așa, a, așa. A fost un an. Ce așteptăm noi de la anii care vin? Spune-mi acolo ce garanție, ce termen de garanție ne-a dat? A, este de senzație. Da. E valabil până validity 2074. Al meu e până, eu l-am făcut mai de înaintea ta. Al tău e și mai încolo. Nu, e până în 2071, cred. Da, 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 da. Da, și eu l-am zis, ferească Dumnezeu să-i găsesc. Deci câți ani sunt? Câți ani ar trebui să mai trăi? Păi de acum încolo, din 21, încă 53? Tot când 53. Am născut, da? Da, în 53. Da, 53. Deci când a murit Stalin, când a murit da, Carol al doilea, da? Da, da. Și când poate ne-a murit moarte. Deci da? 50, deci mai avem de trăit jumătate de veac, da? Cam așa. Amândoi. Mai avem de trăit? Un veac și un, un pic. Veac, deci da, un veac de nesingurătate. De nesingurătate. Da. Are umor. Uite, spuneam că nu găsim. Da. Are lumea ei, cum umor. Să, o țară să, tristă, plină, plină de... Plină de umor. Umor. Da. Good. Da, deci ce mi s-a întâmplat? Mi s-au întâmplat toate. Ia spune da, tu. Deci a fost ziua ta și au mai fost și alte zile frumusele încoronate de soartă bună. Da. Spune ce poate fi spus. Poate fi spus. În principiu ar fi trebuit să fiu la casa mea, ca zic așa, deci însurat, numai că ni se întâmplă mie și viitoarei soții o chestie absolut stranie, un document care nu este recunoscut, documentul ei de divorț care nu este recunoscut și în România, că e emis în Noua Zeelandă, unde locuia ea cu familia alcătuită din soț și fata. Unde da, sunt cele mai multe oi și cele mai multe calculatoare. Și cele mai multe calculatoare, da. Și cei mai mulți păstrăvi, dacă, da, păstrăvi, cum ne zice, maronii, da? Brown da, da, trout am este specia. Am un prieten care avea cetățenie care... de acolo. Da, păi, da. Și aici oficialitățile române îți explică pe înțelesul cui poate să înțeleagă că dacă te-ai căsătorit aici, nu poți divorța în altă parte decât cu 7.000 de dovezi. Da. Adică, doamne, femei, nu le zic unde, dar nu zic instituțiile unde ne-am confruntat cu aceste personaje care se uită ca curca în lemn de la hârtia aia, care e actul de divorț și în care scrie așa, prin prezenta se declară anulată căsătoria dintre cutare și cutare, da? Deci a luat sfârșit, da? Prin declarăm că căsătoria asta s-a încheiat, nu mai există. Nu-i de ajuns. Dar nu-i de stun, dar în două rânduri. Dacă nu-i cineva să-ți facă o novelă, niște paraziți, bă, deci niște paraziți care încasează bani de la stat degeaba, știi, niște maimuțe care lucrează colo, 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 colo și le trebuie să aibă mult, adică la aici intră și traducători. Bă, traducătorul mi-a făcut în 5 minute actul, i l-a făcut ei, da? În 5 minute, da, tăcă, 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 poftim. E prea puțin. O, zice, și nu-i definitivă. Ce, definitivă ce? Păi hotărârea trebuia de... Nu, zice, ei n-au. Acolo nu există. Deci ideea de act definitiv nu există, nu s-a inventat. Că acolo, cum spuneam, nu sunt atâția paraziți care să-ți sugă bani de la stat sau de unde fi și să te plimbe ca pe hoț în toate direcțiile. Să știi că în Noua Zeelandă nu există nici conceptul, ideea da, de iad. Da? E doar raiul. Nici, dar nici n-ai cum e așa de frumusețe din da, ce știu și eu după la bun, televizor. Revenim. Băi, deci nu poți să crezi. Deci ar trebui... A, zice, da, și v-ați păstrat și numele zonzului. Unde e acceptul? Ce ați să fie? Zice, acceptul lui că v-ați păstrat. Nu cere nimeni, zice, nu. Da, zice, nu, acolo nu, adică ai ce nume vrei și când nu-l mai ai, ți-ai altul, adică care ar fi...
Nu, zice, trebuie să-l căutați pe soțul fost, zice, să-i cereți acceptul retroactiv. Bă, nebunești! Deci retroactiv, deci să cauți pe unul care nu mai vrei să-l vezi, n-ai nimic de a face, nu-ți mai trebuie să auzi de el. Bă, dar să-l cauți, să te rogi de el să-ți dea un act valabil de acum 7 ani de când s-a pronunțat, ca să, bă, este năucitor. Și ăsta e doar începutul. Dar care ar fi căile, estimată? Da? Păi zice, mergeți cu, faceți în instanță. Băi, da, merge, ele știu niște cuvinte, execuator, deci nu executor, execuator. Da, deci trebuie pe la execuator, dar n-am auzit de 700 de ori în 10 minute execuator, deci cu execuator. Și cu ei am povestit mai departe, ca de exemplu directorul nostru comun, Dan Popescu, de la Ștefan cel Mare, am povestit lui a doua zi. Păi zic, nu mai pot, nebunesc. Zic, cu executator, ce executor? Nu, păi zic, așa am pus și eu botul. Nu, nu, executorul e pentru alte chestii, ăsta este executator. Izoletă. Și a notat, zice, s-a aflut ce să-mi zică și mie cineva să mă destupe, că nici în ziua de azi nu știu. Da, deci, faci nu știu ce cu executatorul, îți dă tribunalul hotărâre că recunoaște alea două rânduri că-s valabile, după care se trimite ăsta la comisia de validare, ce de la București, care ți le trimite, după care trebuie, hai zi ce mai trebuie, zi tu, Mitic. Bă, trebuie apostila de la Haga. Ce să fie? Nebunule. Zice, apostila de la Haga. Bă, femeie, tu nu... Zic, uite-te, uite-te și dumneata la ființa de lângă mine. Are față de criminal nazist? Adică chiar crezi că eu mă însor cu un criminal? Că numai criminalii naziști au avut treabă la Haga. Bă, cu Himmler, cu Goebbels. Are doamna asta față de Goebbels? Să uita că, deci, bă, nu vrei să știi. Și zice, cu puțin noroc, deci noi am zis, bă, gata, depunem actele pe 10 și pe 19 de ziua mea, vroiam, gata, ne căsătorim. Da. Am până aprilie, așa, de Paști, deci noi am vrut de, până în Crăciun, dar dacă este de Paști, să fim fericiți. Da, mai este și Paștele Cailor, să știi. Asta e o problemă, da, da, deci este... Deci până la urmă te-ai deci asta e întâmplarea super. Nu! Păi cu ce? Că n-am voie. N-ai documente. Nu, n-am documente. Frumos. Da. Deci n-are, poate n-avem. Nu trebuia deci... să treci acolo. Căsătoria este o instituție deci am întrebat, obosită. Deci am întrebat și Sfinții Părinți, deci colegii mei de cancelarie, da? Pe colegul meu, Florin Costiu. Florin, zici și mie să nu... Nu se poate... Dodo zice, întâi ai actul de acolo, după aia pe la noi. Că i-am zis, bă, nu-mi trebuie civilă, facem... Da. Nu... Numai de acolo, doai pe asta, e bun, da, nu, e, nu, gata, o binecuvântare deci îți putea. Da, adică, da. Da. Fără deci pirostrii, da. Băi, stă nebunie, băi, stă nebunie, de așa frumoasă da. Țara asta, băi, de ce știi? Și locuita, n-ai vițară. Avem negonesc oamenii 10 minute. Nu, avem 10 minute, în 10 minute, un cutremur ține câteva secunde, un organ ține câteva... Deci, când scria, nu știu ce trebuie, deci m-am vaccinat odată, m-am vaccinat a doua, când să-l fac pe al treilea, am ieșit pozitiv. Deci cu două zile înainte, atenție, în România vaccinarea 3, deci boosterul, a început pe 28 septembrie, da? Marți 28, că mă zic, bă, l-am făcut bă, la, în februarie, deci au trecut cele 7 luni, 6, când au zis, erau 7 deja, gata, mă duc primul, în prima zi mi-au luat grijă. Bă, vinerea și sâmbăta dinainte de marțea aia fatidică, nasul din țel de înfundat, uscată gura, hai să-mi iau un... pozitiv. Duminică 26 pozitiv. Aole, ce faci? Păi ei la rând. Să, ăștia, salvamarul, cum merge, ambulanța. Ăștia au venit acasă, mi-au dat asta pozitiv. Stai mă, ta acasă, sună, vorbește. Încă o dată mulțumiri și doamnei Monica Terteliu, cu care deja am aflat că mi-a fost elev, eu n-am știut asta, mi-a zis Monica, domn profesor, da. Dar mi-a spus profesor, să rămână. Da, 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 gratulată deci... și de Președintele țării a decorat-o, i-a făcut ceva. Da, Monica a fost un bombonei, domn, și grijulie, adică toate, de, absolut impecabil ăsta. Da, am stat 2 săptămâni, Mitică, toate răcelile din viața mea au fost mai grave decât această boală. Da? Deci oricând am fost eu răcit, bă, mi-a fost, bă, nimic. Deci atât alea 2 zile de nas înfundat. Am stat 2 săptămâni acasă, da. Între timp mi-am făcut și booster-ul, deci mi-a zis tot Monica, domn profesor, acum numărați dumneavoastră că aveți timp de pierdut. 6 săptămâni, 5-6 a zis, ia 6 să fie mai sigur, după aia puteți să vă faceți booster. L-am făcut și voala, deci am 3, una, două, trei, bă, da, dar mi-am un, două, stres. Da, dar mi-am făcut acte cu toate, deci eu am ăla, vai, deci ce are, da? Am așa, ăla de scanează, știi? L-am făcut și printul. Deci am unul că sunt vaccinat,
lampa al doilea că sunt trecut prin boală, da? Și lampa al treilea care arată că iar sunt, că am făcut și boosterul, da? Că în funcție de ce, de ce prost îți iese în cale, știi? Că prost e prost, n-ai, bă, el cere mie să-mi dai aia. Ia-o pe asta, hai, ce, asta nebună, ia-o pe... Bă, ia-o pe asta la altă. Nu spuneam în două, ia-o pe Haga. Și apostila de la Haga, bă. Da, da, băiatul. Da. Deci, de acum... La 68 de ani ți-ai pus pirostriile, da, vorbim simbolic, da, așa ne, da, da. Neascultând de sfatul mentorului meu. Da. Dau timpul cu jumătate de veac în urmă, acum 50 de ani, da, când îmi, da, veni să, da, din surătoare, da, așa m-am dus la omul cel mai mintos din Boștină. Să zic, înțeleptul, am 18 ani. Ce să fac? Să mă însor sau să nu mă însor? Ce mi-a răspuns? Trăiește-ți viața, mai stai, zice, mai gândește. Zice, voinicule, orice ce vei face, te vei căi. Corect, excepțională. Nu vreau să te descurajez. Da, minunat, da, e, da. Eu am alt timp de dialog cu elevii mei mari. Da. Mai duci orele? Mai faci? Da, mai, da, predau... Muzica mare, vacanțe, nu, da, predau numai opționalul de rock and roll ăsta. Pop culture of the 20th century. Ce revoluție frumoasă ai făcut. Da, da, bă, copiii sunt din ce în ce mai porniți pe muzica asta. Muzica, da. Deci tot mai mulți vin și vor și sunt fericiți. Nu, e muzica. Muzica e arta care ne duce cel mai încolo... De aproape de frumusețile, exact, dumnezeiești. Eu pe elevii mei, ăștia mai mari, când sunt clasa 12, de regulă, majori, da? Când discutăm și altele în afara școlii și îi sfătuiesc totdeauna să se căsătorească cu orfani. Așa. Da? Știi, nu? Ți-am zis că nu ne-ai zis. Cu orfani. Dar de ce vă zic? Sunt rari, dar merită tot efortul să găsiți orfani neapărat, că asta elimină ideea de soacră. Bă. Deci... Nebunule care ești. Da. Good. Ți-aș citi o poezie, dar nu știu dacă mai avem timp. Hai că avem. Dar hai trebuie avem. Să spun ceva frumos de aici. Știi ce spun? Uite ce zice asta. Gobaie mare, psiholog. Da. Forța unei persoane care are o credință, că tot e sezonul acum, mai apăsat așa. Forța unei persoane care are o credință este egală cu forța a 99 de oameni care au doar interese. Mm-hmm. John Stuart Mill. Bun, și ultima, pe urmă spui tu, da, ce voiești. Nu mai spun. Rămânem tot în bucătăria medicației. Medicamentele nu sunt întotdeauna necesare. Dar credința în vindecare este necesară întotdeauna. Corect. Vezi? Da. Credința, da. Păi factorul psihic, psihologic contează, da, enorm. Da, face minuni. Da. Plus placebo, care e aur curat, mai bun decât orice medicament. Bă, ce frumos e, da, cu placebo ăla, da? Deci, da, el a pornit atunci, în timpul războiului, în primul război mondial, nu când erau de... Da, da, și nu, da, ajungeau, da, așa? Ajunge. Și-a băgat în loc de ser... Ia cu apă. Da, da. Ca filologi, ce ne aflăm și ne ocupăm, da, de cuvinte, le întoarcem pe toate viețile, e greu să primesc așa verdictul ăsta. A ieșit pozitiv. Da. Și la, și da, care... la alcool, tot așa, a ieșit, da, pozitiv. Da, care și aici e de rău. Da, cât se poate de negativ. Deci atunci ar trebui să, da, să o dăm la întors, da, nu? Da, da, negativ, exact, o să fie rău. Da, nu? Da, ai sigur că pozitiv. Da, da. Na, așa e. Da. O zi fără scârbe este o zi pierdută. Corect. Un an fără scârbe este un an... Un an care se duce mâine, da? Da. Să-l mângâiem. Spune-ne ceva de genul ăsta când nu mai afară. Ce să spun? Bă, tu ai multe doresc... de spus. N-am, da, spus de fotbal, de, da, John Lennon... Păi fotbal de... ce? Că sunt 12 nume pe lista finală la federație, din care au rămas, zică, 4 totuși din astea 12, din care, să mă ierte Dumnezeu, unul care-i pe asta final, care n-am auzit până nu, da, l-au băgat ăștia, nu-l mai dau. Că... Meciul de, da, ieri cu... Tu ce la handball îl văzuși? Nu, am văzut, da, rezumatul. Da.
Bun. Formulează ceva așa de felul tău către popor. Să fie de bine anul care vine. Să fie altfel decât ăștia ultimii care ne-au mâncat sănătatea, ne-au îmbătrânit. Deci ăsta, deși se adaugă, ne va întineri. Nu? Păi nu poți, după ăștia doi care s-au îmbătrânit în fal, ce nu te așa, omoară, te întărește și te întinerește de la anul încolo și la vară cald. Da. Vă doresc un an chiar bun. Da, mă prind la toarte cu omul acesta, dacă îi putem spune astfel. Da. Zic care cum îți vine la gură. Ne-a încântat și de asta o dată. Doru, te dorim la anul aici pe... Și eu mă doresc, da, dar nu, nu devine și de tine depinde ai chestia ai arsenal, asta. Ai muniție, vei fi mai proaspăt și culmea vei așeza deasupra capului tău și sigla asta ușor în astima 69. Și 9, da. Da. Da, mulțumim tare frumos pentru toată răbdarea voastră, pentru toată dragostea voastră către noi sau către ceilalți. Să rămâneți la fel de frumoși ca în zilele cele bune și rămân ce-am fost romantic. Fiți flămânzi, fiți nebunatici. Child, and you better not cry. You better not pout. I'm telling you why. He's making a list. He's checking it twice. He's gonna find out who's naughty and nice. He's coming. Santa Claus coming to town. Yeah, he's coming. Santa Claus coming to town. Santa Claus is coming to town. Yeah, he's coming. Santa Claus coming to town. He's coming. Santa Claus coming to town. Santa Claus is coming to town. He got little tin horns and little toy drums, a rummy toot toot and a rummy tum tum, a curly head dolls that collie and coo, a elephant spokes and a kitty costume. He's coming. Santa Claus coming to town. Said he's coming. Santa Claus coming to town. Oh, Santa Claus is coming to town. Yeah, he's coming. Santa Claus coming to town. He's coming. Santa Claus coming to town. Yo, Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping and he knows if you've been bad or good, so be good for goodness sake. We'll be right back.